Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. S-a aruncat de la balcon după ce a luat foc apartamentul. Timișorean prins la furat într-un magazin din Târgu Jiu. Romanescu vrea alți viceprimari. Un bărbat de 68 de ani din Rovinari s-a aruncat de la etajul 4 al unui apartament. Tragedia s-a întâmplat după ce locuința lui a fost cuprinsă de flăcări. Îngrozit că va fi ars de viu, bărbatul a luat o decizie care l-a dus în ghearele morții. Bărbatul a decedat. Gestul bărbatului este unul inexplicabil, având în vedere că balconul de la care s-a aruncat nu fusese cuprins de flăcări până la acel moment. Incendiul a fost stins rapid de echipajele care au ajuns la fața locului. Din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din orașul Rovinari. La fața locului au fost dizlocate de urgență o auto specială de lucru cu apă și spumă din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului Rovinari, o auto specială de lucru cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și o autoplatformă pentru lucru la înălțim. Odată cu sosirea primelor echipaje la fața locului, în timp ce acestea încercau să pătrundă în locuință, un bărbat în vârstă de 68 de ani s-a aruncat în gol de la balconul apartamentului. Concomitent cu aplicarea manevrelor de resuscitare, s-a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului. Din păcate, medicii sosiți la fața locului au constatat decesul persoanei. Gestul bărbatului este unul inexplicabil, având în vedere faptul că atât încăperea prevăzută cu balcon, cât și balconul locuinței nu fuseseră cuprinse de flăcări. Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Un bărbat de 42 de ani din Timișoara a fost prins la furat într-un magazin din municipiul Târgu Jiu. Acum polițiștii gorjeni îl cercetează penal. Bărbatul a intrat în supermarket și, după ce a luat mai multe produse, a încercat să treacă de casa de marcat fără să plătească. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de un bărbat de 31 de ani, agent de securitate în cadrul unui supermarket de pe strada Victoriei din localitate, despre faptul că a identificat o persoană care ar fi sustras produse din magazin. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care a fost identificat un bărbat de 42 de ani din municipiul Timișoara, județul Timiș, care ar fi sustras mai multe produse alimentare și băuturi, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 100 de lei. Prejudiciul a fost recuperat integral și restituit unității prejudiciate. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Potrivit legii, furtul se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Complexul energetic Oltenia a alocat fonduri pentru un program de revizii și reparații la locomotivele proprii. Reviziile urmează să se desfășoare în perioada următoare. În acest sens va fi organizată o licitație prin sistemul electronic de achiziții publice. Bugetul alocat depășește 588.000 de lei. Complexul energetic Oltenia are nevoie de baza feroviară proprie pentru transportul cărbunelui pe calea ferată, de la depozite la termocentrale. Costurile de transport pe calea ferată sunt mult reduse față de transportul pe șosea. Socialdemocrații gorjeni vor demara un sondaj de opinie în urma căruia va fi stabilit candidatul pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Indiferent care ar fi adversarul, Marcel Romanescu este încrezător că va obține un nou mandat. Ultimul nume aruncat de PSD în bătălia politică internă este Adi Câmpeanu, primarul de la Runcu. Deși se bucură de notorietate la el în comună, cel din urmă nu are experiența necesară să conducă un municipiu, consideră edilul Marcel Romanescu. Unde a luat foarte multe voturi? Totuși suntem în Târgu Jiu. Haideți să discutăm de Târgu Jiu. Sunt convins că și în sondajul lor, ca și în sondajul celorlalți câștigători, va fi Marcel Romanescu. Vor avea o problemă după ce va ieși sondajul. Atunci vor avea o problemă. După ce vor vedea cam unde sunt situații contra candidații de la PSD. Da, nu mă mai surprinde nimic. Alegerile vor fi câștigate și sondajul și alegerile vor fi câștigate de Marcel Romanescu, nu de niciun din candidații Partidului Social Democrat. Sunt convins de acest lucru. Alegerile locale pentru fotolul de primar al municipiului Târgu Jiu vor avea loc în anul 2020. Marcel Romanescu se gândește deja la viitorii săi viceprimari. Edilul nu are o colaborare tocmai bună cu actualii subalterni Adrian Tudor și Aurel Popescu, iar principala nemulțumire a primarului este că aceștia nu-și preiau sarcinile atunci când el este plecat.
Mi-aș dori un om care să poată cu adevărat să țină legătura cu primarul municipiului Târgu Jiu, așa cum nu se întâmplă în acest moment, a declarat Romanescu. Primarul a mai spus că nu contează din ce formațiune politică fac parte viceprimarii săi, cât timp sunt oameni care lucrează pentru cetățeni. Nu mă interesează numele sau formațiunea. Mă interesează omul care să rămână în primăria municipiului Târgu Jiu atunci când nu sunt în localitate și care să poată să preia toate sarcinile pe care le are primarul în funcție. Sunt mulți care ar putea, nu neapărat de la ALDE, chiar și domnul Pârcălăboiu de la ALDE, cred că ar fi o persoană cu care aș putea colabora, de la PSD sunt mai mulți. Poate doamna Luca, poate domnul doctor Udrescu, sunt foarte mulți. Oameni de bună calitate care și-au văzut în toată această perioadă de activitatea dânșilor de consilier și nu de scandalurile pe care le generează. Romanescu a dezvăluit cu cine nu ar putea colabora sub nicio formă. Nu mi-aș dori niciodată, recunosc, să lucrez cu unul ca Lădaru. Asta ar fi pentru mine chiar cea mai mare lovitură pe care ar putea să mi-o dea ALDE. Dar sunt oameni de bună credință și oameni cu experiență și oameni cu bun simț. M-ar interesa în primul rând să fie un om de bună credință, pentru că nimeni nu s-a născut viceprimar sau primar, dar oricare dintre aceste persoane pot, dacă demonstrează că sunt de bună credință, să-l înlocuiască într-o anumită perioadă pe primar. După cum vedeți, în ultimele cel puțin 6 luni de zile am plecat de 3 ori din primăria municipiului Târgu Jiu. În rest, a trebuit să mă ocup de tot ceea ce înseamnă partea operativă în această instituție. Marcel Romanescu l-a învins pe Aurel Popescu la precedentele alegeri și l-ar putea avea contracandidat în 2020 pe celălalt viceprimar, Adrian Tudor. Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu au fost excluși luni din PSD într-o ședință a Comitetului Executiv a Partidului. Danilie Morega vine cu o serie de critici dure atât la adresa lui Liviu Dragnea, cât și a celor care se află în preajma sa. De atacul președintelui Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice Gorj, Danilie Morega, nu a scăpat nici premierul României, Viorica Dăncilă. El n-a realizat absolut nimic din programul care l-a prezentat, un program mincinos făcut de 2 hoți, de el și de postul primar de la Slatina, Darius Vâlcov, și care, iată, de fapt, Darius Vâlcov conduce într-un fel sau altul guvernul. De formă este Viorica Dăncilă, iar el este de fapt. Deci sper să cadă acest guvern, pentru că, de fapt, promisiunile de 300 de kilometri de autostradă, promisiunile de 3 spitale regionale, promisiunile de 2500 de școli și grădinițe și multe alte promisiuni, el nu le-a rezolvat. Fostul deputat Danilie Morega crede că declarațiile socialdemocraților gorjeni privind măsura de excludere a 2 membri de partid au fost doar de fațadă. Sigur că pentru preță poți să spui unele lucruri și nesincer. Iar eu cred și sunt ferm convins și am credința că cel puțin 2, 3, chiar 4 din parlamentarii care sunt de Gorj, mai puțin 2, în mod categoric în inima lor este același lucru pe care l-am spus anterior dumneavoastră. Vor să scape de Dragnea, pentru că este insuportabil un om care își dorește puterea totală într-un stat democrat și de drept și mai ales când este implicat într-o serie întreagă de acte infracționale, formând un grup infracțional de crimă organizată. Comitetul executiv al PSD a votat luni cu 53 de voturi pentru și 9 împotrivă excluderea din partida lui Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu. Cât timp nu va avea conducere stabilă în PSD Gorj, va fi scandal. Este opinia lui Ionel Manțoc, fost lider politic în județul Gorj. Potrivit fostului politician și director în Minerit, activiștii din organizația județeană a PSD nu știu de cine să asculte. Liderii încep să piardă contactul cu primarii și cu membrii de bază, iar acest lucru se reflectă în modul în care funcționează Consiliul Local Târgu Jiu. Manțoc mai afirmă că este nevoie ca pentru eliminarea circului liderii sau liderul PSD Gorj să ia decizii politice și să determine astfel Consiliul Local Târgu Jiu să funcționeze normal. La serviciul de înmatriculări și eliberări permise auto Gorj au fost înmatriculate până în prezent un număr de 20.552 de autovehicule, iar peste 5.000 de persoane au obținut permise de conducere.
Procentele de promovabilitate au fost de 50,83% la proba teoretică, respectiv 53,62% pentru cea practică. Au fost examinați la proba teoretică de obținerea permisului de conducere 11.560 de candidați, dintre aceștia doar 5.883 au fost admiși. Procentul de promovabilitate la această probă este de 50,83%. La proba practică de obținere a permisului de conducere am examinat 10.939 de candidați, 5.879 au fost declarați admiși, 5.060 declarați respinși. Procentul de promovabilitate la această probă este de 53,62%. În ceea ce privește numărul de mașini matriculate, există o mică creștere datorată cel mai probabil eliminării taxei auto. De la începutul anului și până în prezent am emis în județul Gorj 20.552 de certificate de matriculare. La prima matriculare în România au fost înscrise 9.940 de autovehicule, iar transcrise dreptul de proprietate 9.646 de autovehicule. De asemenea, tot pe această linie, am autorizat provizoriu 9.757 de autovehicule. Angajații serviciului de înmatriculări și eliberări permise Autogor se pregătesc pentru o activitate intensă în perioada sărbătorilor de iarnă. Negocierile privind contractul colectiv de muncă din sănătate bat pasul pe loc. Au fost negociate doar puține articole, cu toate că a trecut jumătate din perioada destinată discuțiilor dintre sindicate și administrație. Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector sănătate are loc la Ministerul Sănătății. Miercuri a avut loc o nouă rundă de discuții între sindicate și șefii ministerului. S-a ajuns la articolul numărul 28, cu toate că în total sunt de negociat peste 200 de articole din contractul colectiv de muncă. Negocierile au debutat pe 4 octombrie și trebuie să fie finalizate pe 4 decembrie. În stabilirea viitorului contract colectiv de muncă din sănătate este implicat și Cristi Aldescu, președintele Federației Ambusan și al sindicatului din Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. Podurile de pe două sectoare de drum județean vor fi reabilitate. Este vorba despre podul peste Pârâul Sunătoarea din comuna Săcelu și cel peste Pârâul Zlaști din comuna Dănești. Consiliul Județean Gorj a alocat sumele necesare pentru serviciile de proiectare, întocmire, documentație tehnico-economică la investiția consolidare pod peste Pârâul Sunătoarea, pe DJ 665C, kilometrul 11+620, sat Maghereș, comuna Săcelu. De asemenea, vor fi achiziționate prin licitație serviciile de proiectare, întocmire, documentație tehnico-economică la obiectivul de investiție consolidare pod peste Pârâul Zlaști, pe DJ 674A, kilometrul 5+020, comuna Dănești. Cele două poduri au nevoie urgentă de consolidare. Doamnelor și domnilor, știrile Accent TV se încheie aici. Sunt Ana Maria Girea și vă mulțumesc pentru atenție.